de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am revăzut la cafeaua de dimineață. V-am mai spus de atâtea ori, cafeaua virtuală de la Mesagerul nu cauzează nimic sănătății, poate cauza altora, dar nu din punctul de vedere, nu din punct de vedere medical. Ați văzut, ieri am discutat politici, ca să spunem așa, regionale, ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Astăzi ne-am gândit că ar fi bine să ne readucem aminte ce s-a întâmplat în ultimul an și ceva în România și în lume, să ne uităm cu atenție în jurul nostru, să vedem că suntem într-o perioadă de relaxare din toate punctele de vedere, să aruncăm o privire la ce se întâmplă în niște țări din jurul nostru, de acum în jurul nostru și Spania, ca să spunem așa, și să ne gândim dacă trebuie sau nu trebuie să ne protejăm în continuare. Astăzi vorbim cu un medic primar epidemiolog de la DSP Neamț, care a fost în prima linie a luptei anti-COVID, ca să o denumesc așa, de la început, pentru că toți epidemiologii, și sunt mult prea puțin față de cât ar trebui să fie, au fost prinși în diverse posturi, situații în această bătălie. Domnul Cătălin Hărghelegiu, cum spuneam, medic primar epidemiolog, DSP Neamț, bună dimineața, bine ați venit la emisiune. Bună dimineața, bine v-am găsit. Pentru mine este o premieră, e prima dată când facem o emisiune împreună. Trebuie să recunosc că pe vremuri am luat un interviu cuiva din familia noastră, dar de mult, la începuturile meseriei mele. Da. Domnul Hărghelegiu, dacă ne uităm acum și ne-am uitat împreună pe geam, da, într-o zonă extrem de aglomerată a orașului, în piață, da, observăm că toată lumea este liniștită, face cumpărături, relaxat, fără măsuri de protecție, nici la vânzători, nici la cumpărători. Dacă ne uităm pe statisticile pe care le primim zilnic din partea prefecturii, dar ele sunt întocmite la nivel național și local, da, vedem că nu ni se mai spune că ar exista cazuri foarte multe. Nici nu știu, la spital în momentul ăsta, nu știu dacă mai este vreun bolnav internat. Aseară erau încă doi pacienți internați în secția de infecțioase de la Spitalul Județean. Practic sunt singurii doi confirmați pozitivi internați în unități sanitare din județul nostru. Am înțeles. Deci, practic, avem doar doi bolnavi internați. Deci, care e situația? Avem clar o scădere a numărului de cazuri. Am avut de la începutul lunii iunie o tentă descrescătoare a numărului de cazuri. Am avut chiar mai multe zile în care nu a fost înregistrat niciun caz confirmat pozitiv. Și am ajuns astfel, practic, la niște valori ale incidenții foarte bune din punct de vedere a numărului de cazuri raportat la 1000 de locuitori. Un număr foarte mic de persoane care să necesite internarea, implicit o scădere treptată a numărului de persoane internate pe ATI și a deceselor apărute în urma acestei infecții COVID. Bun. Pentru un nespecialist, când vezi lucrurile astea, zici, băi, gata, s-a terminat. Nu. Eu vorbesc ca nespecialist acum. Îmi pare rău să o spun, dar cea mai bună dovadă o avem în creșterea numărului de cazuri din țări din vestul Europei. Dacă vă aduceți aminte, inclusiv în perioada de început a pandemiei, în februarie-martie anul trecut,
creșterea numărului de cazuri a survenit tot în țări din vestul Europei, în special Italia, Spania. La noi a fost o întârziere cam de... A fost un decalaj de, lună și ceva. O lună și un pic. Doamne ferește, în toată treaba, ca acea decalare să fie păstrată și în cadrul acestei tulpini Delta. Dar clar avem. Ce este un lucru îmbucurător, deși sunt țări cum ar fi Marea Britanie, Spania, care raportează 20, poate chiar 30.000 de cazuri de noi îmbolnăviri și confirmări pozitive, avem puține decese, foarte puține decese. Deci chiar și sub această presiune a îmbolnăvirilor, nu cred că am văzut zile în care numărul de decese în țările respective să fi depășit cumva cifra de 50. Liniștitor, zic eu, poate ar fi faptul că formele de boală dezvoltate sunt mai puțin severe decât poate în cadrul celorlalte tulpini. Dar pe de altă parte, sigur, și numărul de persoane vaccinate, care pentru unele țări este foarte mare. Foarte multe persoane au primit schemă completă de vaccinare, fie prin administrarea acelor vaccinuri care necesită două doze cu un interval de rapel, fie prin administrarea vaccinului care se dă în doză unică, și anume Johnson-ul. Clar, au mărit, poate, mai ales că în alte țări administrarea a început clar de la vârsta maximă, să zic, și la persoanele cu probleme, reducând numărul de persoane cu comorbidități și numărul de persoane din categoriile cu risc. Consecința, zic eu, a fost clar o reducere a numărului de persoane care poate să ajungă până la deces în cadrul infecției. Bun. Asta s-a întâmplat acolo. La noi acum, dacă am încercat să facem un raport, populație vaccinată, cu, să spunem, Anglia, unde au fost mulți vaccinați, din câte știu, au un număr destul de mare, cel puțin în orașe. Văzusem la un moment dat o situație destul de bine. Stăt. Din ce știu... Erau la un moment dat, cred că la jumătate din populația țării. Adică vorbeam la ei o populație de vreo 60 de milioane, vorbeam de 30 de milioane de vaccinați. Asta vă spun, de asta zic. Uitați, acolo s-au vaccinat foarte mult și acum avem cazuri multe cu tulpina Delta. Pe de o parte, pe de altă parte, cum spuneați, puține decese. Da. La noi cum stăm? La noi există o diferență regională, să știți, în ceea ce privește numărul de doze administrate. Pe ultimele raportări făcute de către cei de la CNCAV, aveam 4 milioane și vreo 600 de mii de persoane care au primit schemă completă de vaccinare. Raportat la populație ar însemna ceva la un 20%, să zic. Hai să spunem că raportat la populația care e în România, în România posibil chiar să fie și mai bun. Să fie undeva 30, chiar... Bineînțeles. Da. Gândind că din cele 22 de milioane, 21 de milioane și ceva care au rămas, sunt vreo 4 milioane de români probabil plecați afară, clar procentul s-ar duce și spre 30. Ei, dar și în acest procent există deviații mari. Sunt județe în care acoperirea vaccinală este mult mai bună. Sunt județe în care acoperirea este mai scăzută. Și, cu părere de rău, pot să spun că județul Neamț este unul din județele codași în ceea ce privește numărul de persoane care s-au vaccinat. Bun. Eu m-am uitat și eu pe situația asta. Vasluiu e și el pe acolo, dacă nu mă înșel. Vasluiu, Botoșani, Suceava, Neamțul. Da, așa la prima strigare zici, domne, păi e normal Neamțul, pentru că sunt foarte multe mănăstiri, foarte mult, și acolo este o anumită direcție stabilită. Dacă în mănăstirile dau direcția, mulți preoți au și ei aceeași direcție stabilită și de aici ar veni această reticență la vaccinare în mediul, să zicem, rural sau urban
Bine, cu oarecare credință, da. Da, bine implementat. Cum stăm cu vaccinarea acum? Ce se întâmplă în neam? Se mai vaccinează? Nu se mai vaccinează? Mai... Avem vaccinare practic în fiecare zi, dar numărul de persoane vaccinate în ultima perioadă tot s-a redus. De la zile în care am avut 1000 și poate 400-500 de vaccinare, am ajuns în ultima perioadă, aveam între 250-300 de vaccinări. La nivel perioada, de județ? Da, perioada în care încercările și efortul medicilor care participă în, ca și activitate în aceste centre de vaccinare, a Direcției de Sănătate Publică, a celorlalte instituții ale județului, clar a crescut ca nivel. Încercăm să trimitem echipe mobile pentru efectuarea vaccinării în localități, gândind că majoritatea centrelor de vaccinare fiind în orașe, poate persoanele nu au timpul, nu au banii pentru a face drumul. Care e reacția? De ce vă spun? Am văzut într-o comună, nu-i dau numele aici, că nu vreau, un primar a făcut un anunț, domne, să vină lumea să vaccineze. Și-a urmat un șir întreg de invective la adresa primarului și de curiozitate am vrut să văd dacă cei care îl înjurau erau din localitatea respectivă. Și din ce am putut identifica, peste jumătate nu erau de acolo, erau băieți care înjură orice apare pe orice apariție. Da, din punctul ăsta de vedere pot să vă zic că sunt comune în care avem o adresabilitate destul de bună în momentul în care echipele vaccinatoare ajung în comuna respectivă, pot fi și 30-40 de persoane care se vină la vaccinare. Dar avem și comune în care pentru echipele trimise vaccinarea a fost zero. Deci zero. Au stat 6-8 ore în comună respectivă, acolo unde a fost amenajat centrul de vaccinare, și au fost zero persoane care să își dorească vaccinarea. N-aș putea să spun că poate ca o consecință a neimplicării primarului sau eventual clar a unei campanii antivaccinatoare duse de alte categorii de persoane din comuna respectivă, dar au fost și zero. Am avut perioadă în care vaccinarea, dacă vă aduceți aminte, tot pentru persoanele cu probleme de deplasare, pentru persoanele imobilizate la pat, membrii de familie, s-a mers acasă. Atunci, în perioada de început, clar aparținătorii celor bolnavi sau cei care puteau erau fi vaccinați fără care programare. Au fost foarte mulți care și-au dorit vaccinarea și am avut comune care au solicitat și 60-70 de persoane vaccinate în campanii în perioada de primăvară, în primele luni, să zic. La ora actuală, nu știu, clar o reticență și o oprire, deci practic ar trebui făcut ceva, pentru că părerea mea, în afară de cei care, indiferent cât am încercat noi să le explicăm importanța și efectul benefic al vaccinării, nu vom reuși să-i convingem, dar încă sunt multe persoane care sunt nehotărâte. Și atunci, probabil aici ar trebui să pistonăm mai mult pentru a-i face să înțeleagă și să asculte de opiniile noastre ca specialiști și nu a clerului sau altor persoane cititoare de Facebook care să fie considerate înțelepții comuni. Am văzut că la nivelul unor categorii sociale există o mai mare reticență față de vaccinare sau mai mică. De exemplu, la nivelul cadrelor didactice, la nivel național, s-a ajuns undeva, spuneau cei care se implică, la un 60%. Care este situația la nivelul cadrelor medicale?
La nivelul cadrelor medicale... Eventual, dacă știți, în județ, cum stăm? Nu știu exact ca cifră. Cu părere de rău, n-aș putea să zic că avem o acoperire extraordinară. A fost în perioada în care s-a pornit vaccinarea în luna ianuarie cu deschiderea acelor centri de vaccinare la Piatra Neamț, la Spitalul Județean, la Municipal Roman și la Orășenesc Târgu Neamț. Au fost într-adevăr multe persoane care și-au dorit vaccinarea, care s-au vaccinat. La momentul demarării vaccinării erau cei drept și multe cadre medicale care trecuseră mai mult sau mai puțin recent prin boală, pentru că au fost totuși multe persoane infectate de la toate unitățile sanitare, chiar și de la cabinetele medicilor de familie și asta în cadrul și activității desfășurate de zi cu zi, dar și ca o consecință a transmiterii comunitare, în care practic nu știai persoana de lângă tine, dacă tu nu te protejai suficient, ce poate să-ți transmită. Și toată lumea, sau cel puțin foarte multe persoane, au zis, lăsați că mai mă vaccinez mai târziu, lăsă-te acum un interval de vreo 3 luni. Am făcut boală, o boală, o plăcere de a se testa, să vedem dacă avem anticorpi, și lumea se testa, constata o anumită prezență a anticorpilor mai amân. Ce noi căutam să explicăm persoanelor, fie din rândul cadrelor medicale, fie restul categoriilor de persoane, că și prezența anticorpilor sau anticorpii pe care îi faci la trecerea din boală sunt buni, dar sunt foarte buni, poate chiar mai buni, pentru că dezvoltă un titru mult mai mare, administrarea vaccinului. Și o combinație între anticorpii prin trecerea prin boală și prin vaccinare nu poate decât să-ți minimalizezi ții riscurile de a fi atins de o altă reinfecție sau eventual de infectarea cu o altă tulpină. Da, și atunci, știți cum e, dacă există cadre medicale reticente, ne putem să judecăm pe ceilalți care nu au, să spunem, posibilitatea de a vedea direct ce se întâmplă. Că aici este o mare problemă. Întrebam acum câteva luni o instituție care s-a implicat activ în organizarea de centre. Zic, doamne, ok, foarte frumos. Dar care-i gradul de vaccinare în instituția noastră? Și ne apropiem de 30%. Da. Mă înțelegeți? Adică e ca și cum eu aș zice acum, voi toată lumea citiți Mesagerul, știți? De ce? Ca, vă spun eu... Exemplu personal ar reprezenta un motiv. Și oamenii de aici nu-l citesc, știți? Da. Exemplu personal, v-am zis, ar reprezenta practic un motiv pentru ceilalți. Uite, mă vaccinez că l-am văzut, s-a vaccinat și cu tare și cu tare. Într-adevăr, poate ar fi trebuit gândit un picuț altfel implicarea tuturor categoriilor de persoane. Ați observat noua tendință dată de Franța? A ieșit președintele Macron și a spus ceva de genul, ne gândim foarte serios dacă nu facem vaccinare obligatorie la nivelul cadrelor medicale. Și Statele Unite, din punctul ăsta de vedere, Unite, și chiar au avut... Vorba aceea, dacă o luăm în cea mai democrată țară posibilă, cazuri în care într-o unitate sanitară au concediat persoanele care au refuzat administrarea vaccinului. Și extrem de interesant, ieri, dacă nu mă înșel, sau așa, Grecia, o țară profund ortodoxă, o țară în care în Constituție scrie că nu poți fi, dacă nu ești ortodox, poți fi cetățean grec, da? Da. Vrea să sanilieze aceleași tendințe. Și la noi există la ora actuală un proiect în ceea ce privește obligativitatea cadrelor medicale de a se testa. O testare care este gândită săptămânal pentru probele lucrate prin real-time PCR și la 3 zile pentru testele rapide a cadrelor medicale care nu doresc vaccinarea, pentru că
până una alta, legislația de la noi clar nu este o chestie în care să condiționezi efectuarea vaccinului, dar din punct de vedere a încercărilor Ministerului Sănătății este inclusiv această balanță, să zic eu, în care, bun, nu te vaccinezi pentru că nu te putem obliga din punctul ăsta de vedere, dar atunci eu mi-asum, sau tu trebuie să-ți asumi riscul de a-ți achita contravaloarea testelor, pentru că în niciun caz unitatea sanitară la care persoanele respective sunt angajate nu vor plăti aceste teste. Deci fiecare, dacă îi și dorește, atâta timp cât eu am două variante, îți dau un vaccin care totuși sub rezerva campaniei făcute că mai de mine reacții adverse, decesii, probleme și ți-l dau gratis, tu nu vrei. Atunci, bun, într-o totul de acord, te primesc la servici doar în varianta în care tu îmi demonstrezi că nu ești un risc și pentru colegii tăi de muncă. Mai deși, ales pentru pacient. Așa, dar mai ales pentru pacient, bineînțeles. A, deci e interesant și o temă de discuție până la urmă. Ce se întâmplă? Vorbeam zilele trecute cu un medic de familie, foarte respectabil, care îmi spunea că are prieteni din Statele Unite ale Americii care au venit încoace, medici, ambii, și care erau antivacciniști, dar s-au vaccinat pentru că li s-a spus foarte clar, nu de către stat, nu de către, ci de către angajator, dacă nu te vaccinezi, pleci acasă. Da, medicii în Statele Unite vă dați seama că desfășoară activitatea unor contracte cu firme private de asigurări. Și logic, acel privat gândește în felul următor, păi tu ești un risc. Dacă tu transmiți nevaccinându-te, mergând la consultații la persoane și există riscul ca tu să îmbolnăvești alte persoane, eu voi fi după aceea obligat să plătesc despăgubirea, cum se cheamă, să plătesc internarea, tratamentele pentru persoana cealaltă. Și atunci, clar, tu nu mă ajuți cu nimic, ba chiar îmi faci o pagubă. Bun. Trebuie să știți care este în momentul acesta politica statului român vis-a-vis de ceea ce aștept, adică toată lumea spune, va veni într-o formă sau alta, așa zisul val 4. Eu văd luările de poziție ale președintelui, primului ministru, ministrul sănătății. Mi se pare că, pe de o parte, încearcă să spună, va veni valul, toți, va veni valul 4, dar până atunci, asta e perioadă de concedii, adică pe litoral ați văzut, a fost cea mai mare participare da, în weekend. Ceea ce e normal, oamenii sunt doritori să iasă, dar nu prea am mai văzut să respecte vreo regulă acolo. Anul trecut erau șezlongurile acelea depărtate, acum nu mai era da, nimeni. Cel mai ușor lucru, de fapt, de realizat ar fi această distanțare fizică. Distanțare greșit formulată anul trecut, ca exprimare, distanțare socială. Nu, chiar fizică. Spuneam, păi frate, nu putem vorbi sociale când da, creăm diferențe distanțare fizică, funcții de statut, dar era distanțarea fizică. Atâta timp cât tu păstrezi o distanță de minim un metru față de persoanele cu care te întâlnești și mai ales, bun, poate pleci în vacanță cu încă un grup de persoane, dar măcar separându-te față de ceilalți de pe plajă sau căutând să ești în grupul tău acolo, tocmai să te distanțezi față de alte persoane din restaurant sau nu mai vorbesc de mijloace de transport, dacă folosești cumva mijloace de transport în comun. Cel mai simplu lucru, indiferent cât ar părea de dificil, mai ales în condiții căldură, este purtatul măștii. Și foarte important, vă spuneam, igiena mâinilor, spălarea lor și utilizarea de substanțe dezinfectante, pentru că la noi există o tendință de a te scărpina, de a te freca la ochi și atunci, nespălându-te pe mâini și ai pus mâna pe bani, pe diferite suprafeții, clar, pe telefon, dar
În primul rând, să zic, bani, card, tot ce găi. În momentul în care ai dus degetul la nas, nu știi de fapt și de drept ce ai introdus acolo. Și atunci, distanțarea și igiena mâinilor extraordinare. Dar, legat de ceea ce întrebați dumneavoastră, posibil să urmezi un val 4. Noi trebuie să fim, din punctul ăsta de vedere, pregătiți. Avem o redeschidere la ora actuală a activității pentru toate unitățile sanitare, pentru pacienții non-COVID. Și Spitalul Județean și Spitalul Bisericani și-au păstrat anumite zone care să fie pentru suspecți și pentru confirmații pozitivi, conform unui ordin dat de Ministerul Sănătății cu privire la numărul de paturi, cu inițial cu o scădere în două etape. Vă zic că dacă bisericanii au respectat și sunt la etapa 1, practic numărul de paturi care mai sunt la ora actuală pentru pozitiv și confirmați la județean este ceva pentru etapa a 4-a. Deci numărul lor a fost redus treptat. Dar, pe de altă parte, fiecare unitate sanitară a trebuit să-și facă un plan ce se va întâmpla și cum va lua măsuri în cazul în care constatăm o creștere a numărului de cazuri și o creștere a adresabilității în vederea internării. Pentru a nu fi puși iarăși în situația în care să nu știm unde să-i trimitem sau cum să-i izolăm. Bun. În momentul acesta, Spitalul Județean, spuneați că sunt două cazuri, singurele două din județ internat. În momentul acesta este pregătit pentru un eventual val 4? Mă gândesc că ar trebui în mod normal, cam câteva zile, săptămâni, să pornească și spitalul acesta modular, zona de ATI modular. În planul făcut. Cel mai în măsură să ne spuneți lucrurile astea, pentru că știți circuitele de acolo. Da, în planul gândit și discutând la concret de Spitalul Județean, planul gândit pentru redeschidere, am hotărât clar ca întregul pavilion de boli infecțioase să rămână pentru confirmații pozitivi și pacienții pozitivi. Dar și celelalte pavilioane au un număr de paturi în zone cu intrare separată, deci care clar se respecte unde și circuitele funcționale. Unde există intrări separate, da. Și pentru pediatrie, și pentru psihiatrie, și pentru pavilionul chirurgical, pacienți care sunt necesite intervenții chirurgicale, și pentru obstetrică ginecologie avem paturi pentru gravide care, sau lehuze care ar fi confirmate pozitiv și se poate fi internate din punctul ăsta de vedere. În momentul în care s-ar constata o creștere a numărului de cazuri, noi deja avem stabilite și priorități cu revenirea, să zic eu, pentru pacienți COVID a întregii structuri. Și atunci, în prima etapă, dacă îi să fie clar, blocăm din nou etajul 4 din pavilionul de interne și tot o creștere treptată a numărului de cazuri, a numărului de locuri pe care le putem pune la dispoziție și concomitent cu din nou o externare a pacienților care să nu, care să fie cronici, da. să poată fi tratați, să primească un tratament și în ambulatoriu. Posibil o redirecționare a pacienților către alte unități sanitare care să fie tot așa transformate în unități doar non-COVID. Nu știm, dar în principiu suntem pregătiți, dotare din punct de vedere a materialelor sanitare, a produselor dezinfectante o avem și atunci, din punctul ăsta de vedere, zic eu că fiecare unitate sanitară va acționa mult mai bine față de ceea ce a fost anul trecut în primăvară. Se știe că am avut niște cazuri în zone acelea de instituții în care avem internate persoane cu probleme gen Păstrăveni, nu mai știu exact. Da, practic, mai ales din cauza apariției transmitei comunitare, când pacientul, să zic eu, mai puțin supus riscului de a se îmbolnăvi, mai ales dacă se limita accesul vizitatorilor, dar erau angajații care mergeau la domiciliu.
Ei, în momentul în care am avut transmiterea comunitară, puteau surveni și au fost foarte numeroase cazurile în care persoanele veneau la servici, erau în perioada de incubație a bolii, fără să dezvolte încă simptomii, și am avut transmitere de la angajat la angajat, de la angajat la beneficiar, prin relația beneficiarilor pe saloane, sălile de mesici, era, bineînțeles, aveam o transmitere în, ce vreau să spun, în profunzime. Am avut aceste cazuri. Acum, cu experiența dobândită atunci, există la nivelul comunității o strategie ca să nu se mai întâmple același lucru în aceste centre? Adică vine valul 4, ok, spitalele le aranjăm, alea, la aceste centre există o strategie, nu știu, de GHSPC-ul, să spunem, da, a comunicat, dom'le, noi vrem să facem următoarele lucruri ca să prevenim, sau încă nu s-a discutat așa ceva? Probabil că la o creștere a numărului de cazuri se va reveni la acea perioadă în care 14 zile. 14 zile în izolare la locul de muncă, în carantină, de fapt, practic, la locul de muncă și 14 zile la domiciliu. O altă acțiune clară a fost vaccinarea. Sunt unități, centre rezidențiale pentru vârstnici sau unități cu același gen de activitate în care am avut un număr mai mare, să zic, și de beneficiari vaccinați și de personal. Sunt și unități care stau foarte prost din punct de vedere a vaccinării persoanelor. Sub rezerva că au trecut prin boală. Și într-adevăr, vă ziceați, au fost cazuri pozitive în astfel de instituții, cred că aproape, 95%, cel puțin, 95% din toate unitățile care țineau de direcția de asistență, de direcția generală, centri rezidențiali, cămini pentru vârstnici, au fost cu zeci de cazuri pozitive, atât din partea beneficiarilor, cât și partea angajaților. Foarte receptivi din punct de vedere a vaccinării au fost cei de la Păstrăveni, care au fost primii afectați anul trecut. Au fost afectați foarte tare, da. Și la ora actuală avem, în primul rând, beneficiarii, cred că sunt în proporții de 90-95% vaccinați, iar și angajații, cred că mai mult de jumătate sunt cu schemă completă de vaccinare. Sunt alții centri care au avut și ele, să zic, de suferit și în care numărul personalului vaccinat este zero. Am înțeles. Da, mă gândeam că emisiunea asta ar trebui să atragă atenția celor de la DGASPC să-și facă un plan clar și concret, să nu așteptăm să înceapă valul. Să, nu știu, testări, nu-mi dau seama, nu mă pricep. Se fac testări în continuare și în metodologia care... Ultima metodologie dată de către CNCI este testarea obligatorie a personalului care își desfășoară activitate în centri, deci angajații, dar și a persoanelor vulnerabile. Nu este folosit termenul că beneficiari sau internați sau asta, persoanele vulnerabile. Logic, o persoană peste o anumită vârstă, având destule comorbidități și care stă mult timp într-o unitate, este o persoană vulnerabilă. Și atunci testarea trebuie făcută în continuare săptămânal, se acceptă testarea antigenică rapidă, pentru că a fost o perioadă în care se făcea și lucru testelor recoltate prin metodă real-time PCR și se permitea ca recoltarea să fie la 2 săptămâni. Acum avem testarea antigenică rapidă, dar care trebuie făcută săptămânal. Și oricum, părerea mea, clar, eu sunt un pro-vaccinist. Toate vaccinurile care se adresează vârstii mele, categoriei mele profesionale, le-am făcut, copiii mei sunt vaccinați și au schemă completă de vaccinare. Totdeauna prin activitatea mea și prin gândirea mea am pus în balanță
efectul, riscul de a nu te vaccina comparativ cu eficiența acestei vaccinări. Acea mentalitate a noastră că eventual făcând admisându-ți un vaccin ți-ar fi introdus nu știu care chip, că ești transformat în nu știu ce animal preistoric, îți cresc solzi, aripi, îmi pare foarte rău să o zic. Singura boală eradicată din lume la ora actuală a fost realizată încă de la 1796 prin vaccinare, pornind variola. S-a ajuns la un moment dat foarte aproape și cu posibilitatea de eradicare a poliomielitei. Dar după 90, zonele de conflict și războaiele din zonele țării au oprit un pic realizarea acestui deziderat, pentru că de generații suntem destul de apropiați. Vă aduceți aminte multe, foarte multe persoane în anii 70-60, le vedeai că au o problemă în ceea ce privește dimensiunea membrilor, aveau un picior mai scurt, purtau niște bocanci cu talpă ortopedică. Da. Erau tocmai persoane care trecuseră prin boala numită poliomielită. La ora actuală nu mai vezi. Bun, România într-adevăr are și o perioadă de când este liberă de poliomielită, n-a mai fost niciun caz înregistrat. Deci acest lucru s-a realizat tocmai datorită vaccinării. Iar în ceea ce privește asumarea riscului tău de a nu te vaccina, cert este că n-am văzut niciodată, deși tot un vaccin. Și prin acel vaccin eventual ar putea fi introdus un chip, da? Vaccinarea antirabică. Orice om care este mușcat de un animal cu tulburări de comportament, pisică, câine și asta, se duce singur și se vaccinează. Pentru că măcar aici, cum să zic eu, responsabilitatea lui este mult mai mare. Dacă în termen de 9 zile nu a efectuat vaccinul, omul dezvoltă rabia sau turbarea și moare. Nu există tratament în această boală. Și atunci, acei antivacciniști, ca asta aș fi pus ca întrebare, dacă tu ai fi și ești total împotriva tuturor vaccinurilor, nu dacă vrei să recunoști, dacă turbat, te mușcă un câine turbat, ce faci? Da, eu ce să zic, vă mulțumesc pentru această participare în emisiune, pledoaria noastră, sper să fie înțeleasă, adevărata ei valoare. Va fi probabil încă o perioadă prin care vom trece, să sperăm că ea nu va fi atât de dură cum a fost cea dinainte. Să ne vedem și în alte emisiuni. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua din această dimineață. Vă dorim o zi frumoasă. Aveți grijă, temperaturi mărite, beți apă, nu cafea. La revedere!